Salutare toată lumea, este, nu e bine pus ceasul. Eu acum plec din Londra, că te parez și... Ciao! Am plecat de acasă, dar cred că mi-am uitat televizorul aprins și mă îndrept către pick-up spot. Și mai încolo să ajung în Paris, nu știu sigur pe la ce oră. Ok, și din câte știu, ieri a început școala și mi-am inteles că nici mie nu-mi plăcea când începea școala, pentru că pur și simplu nu-mi plăcea la școală, dar... Na, asta e. Dacă vreți să vedeți cum arată viața fără școală, dați-mi un follow pe Instagram și o să vedeți acolo. Adică, mă rog, încă nu mai am școală, pentru că o să încep facultatea peste o săptămână și ceva. Dar până atunci o să fie fain. Deci am făcut o pauză mică în Lille și mai am vreo câteva ore până la Paris și deja m-am apucat puțin rău. Ok, deci tocmai am ajuns în Paris, am încercat să merg la hotel cu metroul, dar am mers două stații în plus, pentru că nu mi-am dat seama, așa că nu mai pot intra înapoi pentru că e trecut de 12 noapte, așa că am chemat un Uber și... Da. Ok. Și am ajuns aici din Mila, mi a recuperă că n-am deloc euro și n-am putut să schimb și mi-a dat o doamnă un bilet. Și acum încerc să ajung la turnul ăsta, dar habar n-am în ce parte, deci... Ok, deci... Eu mi-am luat un bilet, iar apoi l-am aruncat. Și când a trebuit să ies din stația de metro, au fost controle și ei nu m-au crezut și mi-au dat o amendă de... 50 de euro? Da, și mi-a dat biletul ăsta care acum e special pentru toată lumea. Deci, bravo mie, sunt un prost. Deci m-am speriat foarte tare pentru că mi-au spus că o să cheme poliția dacă nu plătesc pe loc sau o să-mi ia buletinul și o să-l ducă la ambasadă. Așa că, na, mă rog, am dat bani. Deși nu era greșeala mea chiar așa de mult, că pur și simplu am aruncat biletul. Na, nu m-au crezut, se pare. Poate chiar am față de infractor. Ok, deci de acum încolo o să păstrez fiecare bilet. La etajul 1, nu știu să zic, nu prea consider că merită să fie aici, deci nu, acolo poate și pentru. Ok, deci sunt în lift, acum cobor de la turnul 3 și o să merg să fac niște poze. Acum sunt într-un centru vechi, probabil, și merg către Notre Dame și n-am filmat prea multe astăzi, așa că o să folosesc câteva chestii de pe net, deci nu vă supărați pe mine, am preferat să vizitez. Ok, deci acum merg către Champs-Élysées și probabil o să-mi iau ceva de acolo, nu știu sigur, și cam atât pentru azi, adică a fost de vreme destul de nașpa, dar nu m-am oprit, de ce? Pentru că suntem selfish, baby!
nimeni, mă închisești singur ca prost afară. Danny. Danny. Bă, dar tu ești prost rău! Da, doamne, dar tot dracu de treabă, cum am fost închis afară, nu am vrut să filmez.